Ah, hai că-i bună asta, de început așa. Un grup de tineri îl roagă pe Dragnea să-i ajute să organizeze un concurs de pescuit pe lacul Belina. Concursul ar trebui să se țină în 15 octombrie și ar urma să se cheme Prinde peștele cel mare. Și cam cât de mare, bă, băieți, să fie așa, nu știu, zic și eu, cam la 1,80 m, cărunt și cu mustăți grizonante, a? M-am uitat să văd ce este acest pact. Este Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor. Așa, mă, băieți, păi n-a zis președintele nostru să... Bun, tinerii au ascultat explicațiile lui Dragnea de luni, le-au prins din zbor și au lansat imediat momeala. Domnul Liviu Dragnea a declarat că insula Belina a fost transferată în domeniul public al județului Teleorman pentru ca locuitorii din acest județ să se poată bucura de un complex de recreere de 5 stele. Întrucât, din diverse motive, lucrările la acest complex nici măcar n-au început, PAC dorește să se implice în valorificarea potențialului turistic al insulei identificat de guvernul PSD și Consiliul Județean Teleorman. Ua, ua, ua. Da, corect. Așa a spus Nea Livache. Ia să-l ascultăm încă o dată, că tare simpatic era el acolo explicând cum stă treaba cu Belina. Domnule Dragnea, nu sunteți de mulțumit că în hotărârea de guvern apărea că se va dezvolta un întreg complex turistic, totuși acolo nu s-a întâmplat mare lucru, sau nu știu, nu s-a întâmplat în practică ceea ce propunea guvernul, din care făcea și noastră parte. Sunt foarte supărat. Chiar foarte supărat. Sunt foarte supărat. Supărat sunt, Doamne, iarăși. Supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună. Multă minciună, da, da, corect. Domnul Dragnea, poate faceți un cover după piesa asta? Trageți o baladă rock alături de formația Matale din facultate? În fine, așteptăm și noi noutăți pe subiect. Așteptăm răspunsul Consiliului Județean Teleorman al lui Liviu Dragnea. Am înțeles că și DNA-ul așteaptă niște răspunsuri, da? Ci că vor și procurorii să se bage la concurs și întreabă dacă au voie să vină cu sculele lor de pescuit. Sunt mai ciudate așa, adică neomologate, fără vargă, fără plută, fără mulinetă, doar două cercuri de fier legate cu un lănțic de ăsta, ci că se prinde bine, da, se prinde bine cu chestiile astea.